Și apropo de pasiune, dragoste, talent și piese noi scot artiștii noștri, indiferent ce. Astăzi, Antonia și Arcanian. La mulți ani! Să rămână! La mulți ani! Mulțumesc mult! La mulți ani! Ești, la mulți ani! Ce frumos miroși! Mulțumesc foarte da, mult! Da, la mulți ani! Te pup, te pup! Să rămână! Și tu salut, la fel! Binevenit, vă rog! Asta unde pot să o pun ca să nu... Asta e problema! Puteam și eu să fac același lucru! Stai așa! Și acum unde stăm? Păi acum stăm unde vrem și facem ce vrem! Ok. Puteți să ne întindem vorba ta. Tot ești atât de departe. Uite, vin, gata, uite, am venit mai aproape, gata. Am venit aici lângă voi. Gata. Vă așteptam de vreme. Vă așteptam. Yay. Nu te-am mai văzut de mult. Și nu ți-a fost dor de mine? Ba da. Păi vezi? Ba da. Păi și nu treci și tu mai des, Arcanian. Da? Te opărăsc, să știi. Da, eu am mai fost. Nu, păi te opărăsc da, da. Pe ea. Da, trebuie. Pentru Cearto. Că... noi ne iubim foarte tare între noi și lucrăm foarte bine împreună și în momentul în care facem lucruri împreună ne ies. Doar că domnișoara care e cam timid, eu am senzația că tu ești cam timidă. Da, ai dreptate. Știi că nimeni nu crede și evit ca să fiu bine. Nu? Și timidă și muncești pentru foarte mine, mult pentru... Da, bravo, ai mai zi, te rog. Ai mai zi. Copii, știi, din astea. Aha. Bun. Treaba e că printre toate astea ați avut timp de o piesă care v-a ieșit mânușă și a fost cumva o întâmplare. Da, fericită, maximă întâmplare. Pornită de la tine, culmea. Da, întâmplător am făcut-o și eu bine pe asta. Mulțumesc. Și eu. Da, am făcut piesa într-o dimineață, am pus-o pe TikTok, am avut norocul să placă la lume, a bubuit între ghilimele, da, îmi place mie cuvântul ăsta, dar a mers bine. Și uite că s-a întâmplat și combinația asta, nu mă așteptam să plec chiar acum. Ea e o prietenă foarte dragă mie, dar pe plan profesional cream că mai am un pic de așteptat. Na, sunt clasa 10, mai trebuie până între a 12 până la bac genul ăla de chestii. Da. E super modest. Asta e una dintre chestiile care îmi place cel mai mult Arcanian. Ba da! Bine, gata, m-am roșit. Punem la nume, chiar da. Acum să fim și puțin realiști, Arcanian cumva are dreptate, pentru că un artist aflat destul de aproape de momentul lui de început să spere să cânte cu Antonia e... Normal, înțeleg, dar chiar... E nebunie, da. E nebunie, adică... Rău. E o piesă foarte tare, adică nu puteam să spun nu. Piesa. Da, piesa. Să vorbim puțin despre piesă. Ea se numește... Complicated. Complicat pe engleză. E ca o relație, adică... Da, exact. Ca fiecare dintre noi, pentru că suntem ființe complicate și frumoase. Despre asta ca e... piesa. Despre asta e vorba? Despre relații complicate? Da, este vorba despre relații supracomplicate când ar putea să fie mult mai simple. Mie îmi zici? Adică femeile sunt complicate. Nu, și bărbații. Dar bărbații. Interacțiunea, de fapt, e aia complicată. Între băieți și fete, când se întâlnește un băiat cu o fată. Dar voi nu e deloc complicat, e foarte simplu să lucrați împreună, observ. Păi, suntem familie. Da, aia zic, bine, e zici, ești ca o mătușă și zic, te rog, nu mai zic asta. Îți zic ceva ca între bărbați. Ce mătușe mici două ai pe cuvânt. Să rămână mult de tot. Asta explică, poate să fie mătușă, să fie și mai mică. Sora ta, nu mătușa ta, te rog. Da, sora mea. Chiar sunt cazuri. Asta unde zic. Mătușa e mai mică decât tine. Dar am decis la comun acord că sora mea, fratele... Da. Așa e mai sora un pic mai mare. Da. Un pic. Da, un picuț. Un picuț, stai cât ai? 22. 4 îmi vine să zic mereu. Fac 23. Pe acolo. Și eu fac 33 în aprilie. Sănătate. Faci 33 în aprilie? Da. Ești de vârsta Belei, voi ar trebui să vă prieteniți mai bine. Hey. Super! Ar trebui să ieșiți cafetele la un moment dat. Da, nu? Pentru clubul decembrie de 33. Face, clubul de 33. Oh, sunt mai mare decât e puțin. Câteva luni. Da? Nu se vede. Ce faci acolo de mâncare? Scuze-mă că te întreb. Mulțumesc și tu. Te-a întrebat Arcanian ce faci de mâncare, iubita mea. Poftim? Te-a întrebat Arcanian ce faci de mâncare. Ce mâncare fac? Mâncare, chicken congee se numește. Ah, ok, bine. Să vezi, vin încă.
Vrei? Hai, du-te. Okay. Du-te, te rog. Știu că vrei să te duci. Că spuneai acolo în culise că e o femeie frumoasă. Eu fac cu oi și orez. Stai liniștit că avem noi grijă de mătușa. Mătușa ta e bine. Îți place să mănânci? Reu să gătesc. Da, să mănânc mai mult. Hai că mă întorc înapoi. Miroase foarte bine, o să-ți fur după. Bine. Spuneam cum ai spus acolo în culise că Bela e o femeie drăguță, frumoasă. Da, 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 am zis treaba asta. Da. Mulțumesc. A cântat vreunul dintre voi cu ea? Nu. Nu, dar am auzit-o, are voce wow. Mulțumesc. Totul e super. Știm. Știu că are și o fetiță. Da. Are 10 ani. Da, mulți înainte. Și Maia mea face 12. Înainte. Da. Și dacă spun că Maia mea face 18, mă crezi? Nu, deci nu. Nu, asta am zis și eu, nu. 18? Face 18 în mai. Pa, de aici, adică mă salută din mers. Mulți înainte. Tu erai pregătită să-ți crească fata atât de repede? Nu. Asta zic, că nici eu. Cum ne-am dat seama? I-am făcut o procură de deplasare în străinătate pentru un an. Ok. Pentru că eu nu puteam să mă duc cu ea și mă rog. Și zic, bă, hai să o fac până să fie făcută, să nu știu ce. Și când mă uit, zic, știi, tu nu o să ai nevoie decât câteva luni de procura asta, pentru că vei fi majoră și vei putea pleca unde vrei tu. Așa. Și a ce a zis? Mie mi-a căzut capul, ea știa. Era fericită? Nu, ea știa, mintitica, dar nu mi-a mai zis ca să nu mi învârtă cuțitul în rană, știi? Da. Are grijă să mă protejeze la capitolul Foarte ăsta. Frumos. Avem 2 Maie să ne trăiască. Da, chiar așa. Arcanian. Eu n-am nicio mai încă. Asta vreau să te întreb. Tu ai pisici. Am 2 pisici, da. Da. Am putea auzi câteva lucruri despre pisici. Despre pisici. Pisicile. Și mai ales... Sau măcar să le sunăm. În accepțiunea noastră... Au telefonul închis. Aia, da. Doamnele trecute de o anumită vârstă și rămase singure pe lume, au pisici. Tu ești un tânăr plin de succes, la care toate fetele trag ca albinele la miere. Să nu fim atât de... Da, hai să nu fim nici prea modesti. Da, cu pisicile mele care-i treaba? Mi-am luat o pisică, după aia n-aveam timp de ea. Când ajungeam acasă seara, mă distrugea emoțional și psihic. Se juca cu mine, nu mă lăsa să fac nimic. Am auzit undeva pe net că dacă mai iau încă o pisică, o să joace între ele și e bine. Da, așa a zis și Mateo, da. Și a fost o greșeală mare, dar le iubesc și nu mai am ce să fac acum. Deci fenomenul Mateo, exact așa. Oricum, să știi că pisicii sunt foarte drăguțe și foarte iubitoare. Nu mă distrez foarte mult cu ele, doar că îmi pierd șosete constant și alte vari chestii. Mai ales că n-ai timp să te vezi și cu altă fată. Hai să ne distrez și noi cu o fată. Deci piesa se numește Complicated. Da. O găsim pe YouTube. Ce da, frumos ai pronunțat. Complicated. Complicated. Adică ce ți se pare că ce? Adică 10 points. Yes. După publicitate ne așteaptă și o surpriză pentru Antonia. La mulți ani încă o dată tuturor doamnelor și domnișoarelor care ne privesc. La mulți ani și ție, Antonia. Mulțumesc, la fel, fetelor. Aș fi vrut să vorbim 2 vorbulițe, dacă vrei și dacă îți face plăcere, despre un concert caritabil la care vei participa sâmbătă. Da, un concert foarte mare, din câte am văzut, sâmbătă. Cred că o să fie mulți artiști, sper că au cumpărat oameni bilete și să veniți, pentru că e pentru un caz... Bun. Da, așa o să facem. Da, vă rog să veniți. Așa o să facem. Deocamdată un cadou pentru tine. Ce anume? Trebuie să vedem dacă se aude, dacă se vede, dacă se aude. Ce alo? Cadou? Bună, Teo! Bună, bună, Denise! Bună, femei frumoase! Stai că încerc să mă cadrez. Mai frumoasă ești tu, te vedem, ești splendidă, la mulți ani. Tu ești mai frumoasă, mulțumesc la fel. La mulți ani. Te iubesc, mama, la mulți ani. Ai apucat să-i spui astăzi, mame? Da, i-am spus. Apucaseră să vă spuneți la mulți ani, așa-i? Bineînțeles, asta am făcut la prima oră. Da, da. V-ați făcut și daruri? Nu încă. Încă nu. Dar urmește vorba. Dar ne-am făcut ziua mai frumoasă cu... Mesajul, la prima oră. Ce mesaje v-ați dat? Ce mesaje își dau o mamă și o fică care se iubesc atât de mult? Mi-a dat un voice message să am o primăvară frumoasă și că mă iubește.
astea clasice, dar care contează. Contează enorm, da. Contează enorm. Noi ne spunem de fiecare dată că ne iubim, eu așa am crescut cu părinții mei, și de fiecare dată când închid telefonul, te iubesc, pa, te iubesc. Chiar dacă e din obișnuință, adică tot simt ce spun acolo. Denis, pe tine aproape nu te mai vedem, o să trebuiască să... Așa, gata. Acum e mult mai bine, mult mai bine. Pentru că se dusese telefonul într-o direcție necunoscută. Cât de des vă vedeți? Dar și cum a sunat? Cum a sunat Antonia? Și mi-a spus direct la mulți ani. Ce frumos, ce frumos. Cât de des vă vedeți în restul zilelor? Păi, în afară de sărbători, Paște și Crăciun... De zile de naștere, da. Zilele noastre de naștere, când îi aduce pe băieți la mine, ne vedem. Să zic, o trei ori pe lună, mai merg la invizită. Mă gândeam tot timpul la programul îngrozitor al Antoniei, care trebuie să susțină și concerte, care are și copii de crescut, care are atâtea lucruri de făcut, care trebuie să meargă și la sală. Și mă gândeam, când mai aveți timp și pentru voi două? De asta... Își face timp, draga de aș face timp. Este genul de persoană care încearcă să mulțumesc pe toată lumea, să aibă grijă de toată lumea, așa cât poate ea. Și 10 minute, vine, mă pucă, uite, m-am niște flori sau, mă rog, atenție și fugi. Hai că trebuie să fug. Eu ca mamă sunt fericită cu voi și 5-10 minute. Și ai dreptate. Și îți mulțumim foarte mult. La mulți ani, încă o dată, Denis, ești splendidă. La fel și vouă, o primăvară, cum am spus-o și mai devreme, cam povești. Așa să fie. Te iubesc. La mulți ani, să rămână, la mulți ani. Vă pup pe toți. La mulți ani, Doamne ajută. La mulți ani, Doamne ajută. Amândoi sunteți doi oameni foarte amabili. Și Arcanian și tu. Mulțumim. Cred că ce ai de ea și mama. Eu credeam că vorbeai de mine și de Alex, adică ca să nu mai okay. Despre Alex știi foarte bine care e opinia mea, adică când vine vorba de Alex mă topesc până și eu. Da. E comod să fii amabil într-o lume atât de violentă? Cumva... Nici nu știu cum să spun. Vine natural treaba asta și uneori mă supăr și spun că nu o să mai fiu așa. Fiu, da. Dar face parte din mine, știi? Și mă dezamăgesc de mai multe ori, din păcate. Dar mă culc cu gândul că n-am făcut nimic rău și asta este. Viața merge mai înainte. Adică am găsit acum un citat, da, așa. Pe net unde spune că ceva de genul sunt fericită când fac lumea să zâmbească și chiar așa mă simt. Adică mă hrănesc după din fericirea celorlalți. Da, dar nu într-un sens urât. Da, 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 nu vampir energetic, înțeleg. Adică mă face și pe mine fericită. Mă bucur pentru bucuria ta, nu știu. Cred că și Arcanian e cam în aceeași situație. Da. Practic, da, nu sunt multe cuvinte de adăugat. Nu știu, am avut parte de oameni care nu s-au comportat ok cu mine, știu cum a făcut pe mine să mă simt asta și așa că mă simt dator să încerc să nu dau înapoi aceleași energii la oameni și dacă pot să ajut, chit că printr-un bună ziua sau un mulțumesc sau un orice, da. De ce nu? Să schimb ziua unui om mi se pare deja o performanță. Mulțumim foarte mult amândurilor, vă așteptăm data viitoare cu piesă, cu tot. Da. Sperăm să o și cântăm data viitoare.